Bună dimineața, dragă audiență și bine ați revenit! Am ajuns într-un loc din Chișinău destul de vestit, pentru că suntem la prima mănăstire din Moldova. Dar mai multe o să ne spui tu. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Suntem în Codrii Lăpușnei, din împrejurimi avem o mică parte din acei codri rămași de secole, iar în spatele nostru avem complexul monahal sau mănăstirea cea mai veche pe care o avem noi pe teritoriul țării, datată cu secolul 15, începutul secolului 15. Vorbim aici și de Alexandru cel Bun și de Ștefan cel Mare și de Petru și de Lăpușneanu, care dacă tot vorbim de codrii Lăpușnei, nu avem cum să, amintim, să nu amintim de el. Și trecem treptat așa prin, prin secole până ajungem în zilele noastre, pentru că recent mănăstirea a fost restaurată deja din banii întregii țări. Deci fiecare a donat cât a putut pentru reconstrucția acestei mănăstiri. Iată că inițial ctitorii erau domnitorii, astăzi titorii e întreaga țară. Foarte frumos. Și ea se află undeva în spate, că de am ajuns aici în acest loc. E un loc în care autocarele, mașinile pot parca pentru o panoramă mică. Pot face poze și o vedem acolo în dreapta, nu? Sunt două, eu de aici văd două biserici undeva de fapt, acolo în sunt, dreapta. De fapt sunt trei biserici sunt trei, și, da? okay. și deja complexul de chilii, ajungem acolo și, și le vedem, toate aparținând mănăstirii. Asta e și principiul, o localitate poate să aibă o biserică. Iar o mănăstire poate să aibă mai multe biserici în interiorul său, în interiorul complexului monastic. Aceasta are trei. Okay. Mergem să vedem ce prezintă. E, și am intrat în, la interior, în curtea mănăstirii. Și ne-ai spus că sunt două biserici. Da, te las pe tine, că tu știi mai bine. Da, sunt de fapt trei. Două le vedem A, doar. Trei. Două le vedem, doar, da. da, e adevărat. Suntem în interiorul, pe teritoriul mănăstirii, de fapt, și, cum vă spuneam, și de la belvederea acestui loc, suntem în codurile Pușnei. Locul monahal în sine datează cu secolul XIV, cel puțin așa spun unele date istorice. Cel mai probabil aici ar fi fost o biserică de lemn, care, bineînțeles, bineînțeles, de de-a lungul timpului nu a rezistat. Se presupune că ar fi fost construită de către rezeșii din localitatea Mereni și Ulterior, această biserică ar fi titorită de Alexandru cel Bun, deja având o biserică din piatră, care de-a lungul timpului este refăcută de Ștefan cel Mare, pentru că Așa erau vremurile, nu toate rezistă veșnic, respectiv și această locație necesită lucrări în timp. Mai putem spune despre această locație că face parte dintr-un traseu transfrontalier? Da, nu? exact, exact. Așa, exact. E un cuvânt exact. mai așa În un momentul în care ajungem la Ștefan cel Mare, bineînțeles că toate legendele sunt legate de el, mai ales în partea asta a Moldovei, nu știu cum e în partea cealaltă, dar pe la noi, prin părțile noastre, dacă vrei să spui că un loc este istoric și are o încărcătură legendară, atunci vorbești de Ștefan cel Mare. E, iată că suntem în unul dintre locuri în care Ștefan cel Mare a actitorit și avem, da, avem această locație inclusă într-un traseu transfrontalier, ruta Ștefan cel Mare, care de fapt combină locațiile legate de istoria lui Ștefan cel Mare din Republica Moldova și din regiunea Moldovei aflată în România, da, deci e un traseu transfrontalier, da, da. cuvântul Acel cuvânt da, dar iată că cele două țări merg cu acest traseu promovându-l și la expozițiile de turism, promovându internațional, traseul are și un site Steven The Great, care poate fi accesat și de străini, deci în momentul în care cineva ajunge aici vede informațiile, poate ajunge și în România și viceversa. Da. Da, astfel încât să aibă un traseu conex cu acest voivod renumit pe care îl avem noi. Revenind din nou la această locație, vorbim, după ce am vorbit de Ștefan cel Mare, vorbim și de Petru Rareș, secolul XVI, restaurează și el o bună parte din locații, chiar din temelie, între timp mai au loc va cu care distrug locația și atunci e nevoie din nou de, de o lucrare de restaurare. Contribuie apoi ulterior în secolul XVII și Vasile Lupu la lucrări de restaurare aici în această locație. Ajungem apoi în secolul 19 unde îl avem pe Metropolitul Bănulescu Bodone, Metropolitul Basarabiei, gubernia Imperiului Rus, ajungem la Chișinău și vorbim și despre asta, care contribuie și el cu lucrări de restaurare. Acolo deja avem influențele arhitecturale din Imperiul Rus. O să vedem diferențele de arhitectură a acestei biserici care are o arhitectură obișnuită pentru publicul din România, da, cum ar fi Moldovița, Sucevița, da, vedem acest uh, stil uh, arhitectural și deja uh, celelalte biserici construite mai târziu care au un alt aspect și atunci avem uh, vedem imediat influențele în în arhitectură. Uh, locație care uh, îl are pe Bădulescu Bodone până în zilele noastre, pentru că el este înmormântat aici. Uh, ulterior, în perioada sovietică, din păcate, ea este închisă și transformată în spații de depozit, în discoteca satului, uh, tot ce se putea face într-un loc, uh, orice, doar nu biserică. biserică. Iată că, după anii 90, se reîncearcă uh, deschiderea acestei, acestui locaș, acestui teritoriu și cu ajutorul instituțiilor statului, dar totodată și cu ajutorul cetățenilor. Începând cu 2003, se face o campanie de colectare de fonduri la nivel național, și putem spune astăzi că cătitori ai acestei mănăstiri e întreaga țară. Foarte deci, frumos! Bine ați venit! Da. Haideți să vedem ce a ieșit din secolul XV încoace. Să vedem! Putem să vedem deja da? okay. arhitectura. Și apoi mergem și la cealaltă. Da. Da, și avem și un muzeu al Mănăstirii Căpriana. Să vedem dacă e deschis acum. Da, aici A -a... pe stânga. Are un program de lucru diferit. Deci, vedem dacă nu am ajuns prea devreme. Pentru că, în regim de iarnă. Așa, da. Deci, în regim de iarnă, trebuie să apelăm un număr de telefon care e afișat aici pentru da. a vizită. vizita. Oricum, sunt o bună parte din biblioteca mănăstirii. A dispărut, a, nu mai este. Au fost perioadele a, al Doilea Război Mondial, apoi perioada sovietică în care obiectele de cult și cărțile religioase nu aveau valoare, și atunci li s-a pierdut urma, din păcate. S-au mai păstrat doar puține pe care le vedem aici, în mod special a, de ce mănăstirea era bogată în foarte multe cărți pentru că aici de fapt era și un seminar teologic și totodată aici se copiau cărțile adică în momentul în care zic copia nu mă refer la cuvântul pe care îl folosim noi dacă mergem la examen și, în avem, școală, da. <laughs> nu altceva, și avem deci e vorba de altceva. Mănăstirile de fapt erau cei care preluau o carte și o transcriau astfel încât să multiplice exemplarele până la apariția tipografiilor, dar și cu apariția tipografiilor nu toată lumea își permitea o tiparniță. Acum toată lumea avem o imprimată acasă. Câteva secole în urmă, da, o tipografie a zilei, o, era, o mai greu, era mai greu să o ai acasă sau în teritoriul mănăstirii. De asta erau aceste meserii, de regulă călugării, care copiau o carte într-o altă carte. Da. Bineînțeles, cu decor, cu stilistica scrisului, deci scrisul de mână e și el o artă. Noi, da. obișnuiți cu tastaturile, nu știu pe cât de artiști suntem, dar putem încerca. Apropo sunt locații care reînvie caligrafia. Okay. Iată, Muzeul de Istorie din Chișinău are acest curs de caligrafie, Ios. pentru cei care doresc să scrie cum se scrie pe vremuri pe vremea lui Creangă, de exemplu, sau... Foarte frumos. Și mai devreme de se dorește păstrarea caligrafiei. E, e bine. Da, și să nu înțelegem, uităm înțelegem cât de multă muncă se depunea pentru a avea o carte. Da. Acum o dăm la Xerox și o avem. Da. Când era nevoie să o faci de mână ca coadă, cu tot decorul, cu toate elementele, valoarea ei în timp crește, crește da. și mai mult. Putem deja vedea diferențele, da, dintre prima biserică pe care o văzusem pe teritoriul complexului și aceasta, din punct de vedere uh, arhitectural uh, vorbind. Uh, oricum, bisericile respectă un anumit uh, plan arhitectural, fiind sub formă de cruce uh, sau sub uh, formă de corabia lui Noe, mai sunt unele care se spune da. că sunt sub formă de corabia lui Noe, uh, dar oricum, aspectele uh, de decor uh, pot fi oricum diferite. Uh, iată, aici vedem uh, deja uh, stilistica bisericii din estul Europei, a, și a, nu avea cum să fie altfel, din moment ce a, Republica Moldova a, făcea parte, începând cu secolul XIX, din Imperiul Rus, automat toate influențele a, nu aveau cum să nu ajungă și până aici. A, pe de altă parte, cunoaștem foarte bine că cei mai buni arhitecți ai timpului, chiar și până în secolul XIX, erau la mare căutare, și astfel avem influențe arhitecturale din, din diferite zone și în alte perioade ale timpului, nu neapărat în această perioadă istorică. Oricum ar fi, avem aici această locație cu un complex monastic, cu arhitectură diferită. Putem să intrăm în interior să punem o lumânare. Toate picturile, bineînțeles că sunt de după 90 încoace, pentru că cum menționasem anterior, în perioada sovietică, acest complex nu a fost folosit conform destinației, deci toate picturile din interior vor fi recente, da. dar ele vor respecta ideea, ideea locului oricum și sfinții locului îi vom regăsi acolo. Și la fel, pentru cine are nevoie, e un magazin bisericesc în care puteți să lăsați um, Acatist, acatiste, fă, da? să luați o lumânare, să luați o cărticică, orice aveți nevoie, ca în toate da. mănăstirile funcționale uh, de prin părțile noastre sau și din România, e aceeași structură. Da, da, exact. da. de biserică, bine, că menționasem, picturile sunt, sunt recente, dar vorbeam de Ștefan cel Mare și vorbeam că orice loc, dacă vrei să-i dai o încărcătură bă, a unei importanțe extraordinare, atunci trebuie să vorbești de Ștefan cel Mare. Dacă vorbim de Ștefan cel Mare, nu putem fără legende, că nu avem cum. Da, Ștefan cel mare e echivalentul <laughs> cuvântului legendă, da. a, cel puțin prin părțile noastre. Nu știu cum e la alții. Ei, și iată că avem și aici un loc a, ce are o legendă a, în care Ștefan cel mare este personajul principal. și Legenda spune așa: că ar fi venit Ștefan prin părțile astea ale codrilor lăpușnei a, cu asta sa după o bătălie avută pe Nistru, că toți suntem a, aproape. A, și la un moment dat, cineva din ăstașii săi văzuse o căprioară și a încercat să tragă cu arcul ea, la care Ștefan l-a oprit și ulterior a văzut o păiniță în care erau a, o mulțime de căprioare. Mai multe. Uh -huh. Da. Și atunci el a zis, hai să facem aici o mănăstire în care să sfințim acest loc și, bineînțeles, numele Căpriana vine de la cele căprioare Iată, care de acolo erau numele. acolo. Bineînțeles, există și o altă versiune că acel arcaș din greșeală ar fi omorât această căprioare, iar Ștefan, văzând drama creată, construiește această mănăstire. Oricare ar fi cele două versiuni, oricum vorbim de căprioare aici, în zona Căprianei, dar o altă versiune a numelui Poate de fapt fi uh, și uh, mânacul Ciprian care era în aceste părți și o uh, bună bucată în primele acte istorice se vorbește de uh, mănăstirea lui Ciprian, care în timp s-a transformat în Căpriana ca transformarea a numelui acestuia. Uh, deci că vă plac legendele sau datele istorice, alegeți dumneavoastră. Da. Dar vă așteptăm la Căpriana. Căprioarea în codrii cu siguranță găsiți, dar aveți grijă să nu le omorâți.